Guten Abend und herzlich willkommen zum Deutschkurs. Ich heiße Olivia und heute lernen wir die Berufe. Astăzi învățăm profesiile. Die Beruf, profesia, die Berufe, profesiile. Vom începem prima dată doar cu formele la masculin, iar poi vom vedea cum se formează cele la feminin. De alierare, învățătorul sau profesorul la școala primară Schule, gimnazială sau la orice fel de altă școală. Poate fi o școală de dans, poate fi o școală profesională. De a profesor, profesorul la universitate. În Germania te poți numi profesor doar atunci când ai un titlu academic. Dacă predai doar la, la școală, până la gimnaziu sau la o școală de dans sau la o școală profesională, etc., nu te poți numi profesor decât dacă ai titlul de profesor. De Koch, bucătarul, de a inginerul, de a richta, judecătorul, de a fa vânzătorul, de a educatorul, de a frizerul, de a avocatul, de a Chauffeur de autobus, der Bauarbeiter, der Bauarbeiter, Munchitorul pe chantier, der Journalist, Journalistul, der Maurer, Sidarul, der Bäcker, Brutarul, der Architekt, Architektul, der Arzt, Doktorul, der Tierarzt, veterinarul, tier înseamnă animal, arzt, doctor, doctorul de animale, veterinarul. Der Zahnarzt, Zahn înseamnă dinte, arzt, doctor, doctorul de dinți, dentistul. Der Augenarzt, oftalmologul, augen, ochi, arzt, doctor, doctorul de ochi, oftalmologul de a foaia weaman, pompierul, de electrică, electricianul, de Sänger, cântărețul, de polițist, polițistul. Acum voi citi formele la masculin și forma feminină corespunzătoare pentru fiecare profesie în parte. De Lehrer, de Lehrerin. de Professor, Die Professorin, der Koch, die Köchin, der Ingenieur, die Ingenieurin, der Richter, die Richterin, der Verkäufer, die Verkäuferin, der Erzieher, die Erzieherin, der Friseur, die Friseurin, der Anwalt, die Anwältin, der Busfahrer, die Busfahrerin, der Bauarbeiter, die Bauarbeiterin, der Journalist, die Journalistin, der Maurer, die Maurerin, der Bäcker, die Bäckerin, der Architekt, die Architektin, der Arzt, die Ärztin, der Tierarzt, die Tierärztin der Zahnarzt, die Zahnärztin. Apropos, h-ul o vocală de obicei nu se aude, dar vocala dinaintea h se prelungește. Până acum cred că nu am pomenit această regulă. der Augenarzt, die Augenärztin, der Feuerwehrmann, Jarasch, Wehr Nu se aude hașul, nu este vehr, este vea. Este un e mai lung. Der Feuerwehrmann, via man, via frau, der Elektriker, di de Elektrikerin, der Sänger, die Sängerin, der polizist, di polizistin. După cum cred că ați observat deja, forma feminină are de obicei un in adăugat la forma masculină. Nu este surprinzător faptul că genul acestor substantive se schimbă din masculin în feminin. Totodată se schimbă, desigur, și articolul hotărât care însoțește aceste substantive. Din dea se transformă în di pentru forma feminină. Există, desigur, câteva excepții, majoritatea au in unele își schimbă și vocale din cuvântul în sine, cum a fost köchen, era coh la masculin, la forma feminină, acel o a primit un umlaut, despre care vom vorbi în, în viitor. La anveltin, la fel, a doilea a din anwalt a primit un umlaut și s-a transformat într-un e. Iar din Feuerwehrmann s-a făcut Feuerwehrfrau. Deci din terminația man s-a schimbat în terminația frau. Man, bărbat, frau, femeie. Welchen beruf habt ihr? Voi ce profesie aveți? Evident că nu am putut include în această listă toate profesiile. Dacă profesia voastră nu apare în această listă, scrieți-o în comentarii și vom vorbi despre ea în viitor. Ne vom vedea mâine la o nouă lecție în care vom învăța cum să folosim aceste profesii într-o propoziție. Bis morgen! Tschüss!